La un moment dat ai fost hărțuită de un individ care avea, cred că, prea mult timp liber. Dacă ai ști câte numere blocate am în telefon. Da, stai puțin, ce înseamnă hărțuită? Ce s-a întâmplat mai exact? S-a întâmplat, m-a sunat un domn din Belgia, din câte mi-amintesc, sper să mi-amintesc corect. Da. Și, mă rog, inițial îmi făcea complimente, că place foarte mult de mine. Eu nu cred că unui om din străinătate, care nici măcar nu vorbește românește și nu înțelege românește, nu cred că ar putea să-i fie așa de drag de un artist de muzică populară, pentru că e foarte greu să înțelegi folclorul românesc dacă nu ești român sau dacă artist, nu cunoști. Inițial, da. I-a spus că îi mulțumesc foarte mult. Noi primim și voi la fel, cred că primiți mereu astfel de mesaje, că oamenii ne iubesc sau îți sună cumva telefonul, pentru că eu mă manageriez singură, da? Și oamenii, dacă vor să ia legătura cu mine, în momentul în care își doresc să vin la evenimentele lor, știu că mă găsesc, mă contactează direct pe mine. Au fost mai multe telefoane, după care bineînțeles că am blocat numărul respectiv de telefon, pentru că evident nu aveam ce să discut cu această persoană. A venit în România, ai văzut că noi ne ducem, ne dăm check-in în anumite, nu știu, saloane de înfrumusețare sau locuri în care mâncăm, unde mergem cu prietenii noștri, văzând în permanență, probabil că mi-a urmărit pagina mea de Facebook. Deci făcuți deja obsesie. Da. A venit exact în cartierul în care locuiesc eu, unde sunt mai multe restaurante și săli de evenimente și o piscină. Și a luat legătura cu șeful de acolo, bucătarul șef. Omul m-a sunat pentru că întâmplător mă cunoștea mergând la mai multe evenimente acolo. Este un domn din Belgia care, uite, te caute și ar vrea numărul. Nu uitați numărul meu, nu îl mai dați. Nu vreau să iau legătura cu el. Spuneți-i că mă duc la poliție dacă mai... Da. În perioada aia, vreau să mă credeți că chiar mi-a fost frică să umblu. Dar nu ai mers la poliție? Nu am mers. De atunci mi-a zis ceva de el, a mai dat de tine? Nu. A fost suficient să-i spună domnul respectiv, să-i transmită din partea mea că o să merg la poliție.